Bine v-am găsit la un nou vlog în această zi. Este trecut de amiază, este ora 3:30. Mă întorc spre casă, singură, după cum vedeți. Mă întorc de la biserică pentru că astăzi este sâmbătă, dar a fost un fel de conferință, nu știu dacă pot să spun așa, de câteva ore la biserică. A venit cineva din Timișoara și a vorbit despre relații. Și m-am oprit și până la un magazin să cumpăr niște medicamente mai naturale. O să vă și arăt ce am cumpărat. Am cumpărat un sirop naturist de tusă pentru copii, pentru că tușesc foarte urât de câteva zile. Și l-am cumpărat și pentru mine. Mi-a cumpărat și mie niște medicamente pentru că mă ia și pe mine. Adică cred că o să mă ia, nu știu, deja simt că încep să tușesc cam urât. Și când mă ia, mă ia destul de rău și mi-a cumpărat un sirop de soc, cred că e spine română, care mă ajută pe mine foarte mult. Sunt răcită și mi-a mai cumpărat și aceste picături pe care le pun în apă. Echineicea le zice în engleză, nu știu română cum le spune, dar mă ajută foarte, întâlnește sistemul imun și mă ajută foarte mult. Și acum mă îndrept spre casă. După cum am spus, este 3:30, nu știu că am spus sau nu, dar este 3:30. Mă îndrept spre casă să văd ce face familia. Este destul de plăcut afară, poate vreo 25 de grade, mă gândesc. Și poate că o să-i scot și pe copii un pic la parc, să vedem cum evoluează în lucrurile acasă, pentru că Mircea s-a apucat să pună ceva pe perete, bucătărie, să termine bucătăria, practic, ce mai avea de terminat. Backsplash, îl pun acolo în spate, acele taile, acea faianță mică care se pune în spate, bucătăria, pe perete. Și dacă lucrează și copiii se trezesc atunci, prefer să îi scot un pic afară, mai ales că este soare. Să vedem cum se simt. Și cam asta facem în următoarele ore. Dar m-am gândit să fac un vlog astăzi pentru că n-am făcut de mult cu viața de zi cu zi. Plănuiesc să fac un clip. Vreau să aleg o zi pe săptămână în care vă voi arăta ce mănânc într-o zi, în acea zi, și voi repeta acea zi. Încă nu m-am gândit că nu o să aleg ziua. Am vrut să fac astăzi, dar m-am scoat azi dimineață prea repede și a trebuit să plec, n-am mai avut timp să vă arăt ce am mâncat la breakfast. După aia am mâncat prânzul la biserică, au comandat niște pizza și n-am putut să vă arăt nici acolo. Atunci o să aleg, probabil că săptămâna asta o să aleg o zi în care o să vă arăt ce mănânc într-o zi. Care am uitat să-l menționez în ultimul clip a fost că m-am tuns. Nu știu câți dintre voi ați observat. Dar mi-au crescut niște lațe pe aici, pe sub, și într-o zi m-am spălat pe cap și era ud și nu-mi plăcea cum ieșeau lațele alea pe sub. Aveam ceva scări aici și pe sub ăsta mi ieșea niște lațe. Și am zis, hai să încerc eu să-l tai, pentru că ce e așa mare lucru, doar drept, e ud, numai bine. Și l-am tăiat, cum l-am tăiat, groaznic, și a trebuit să merg să mi-l repare. Și de-aia s-a făcut așa de scurt, dar sunt foarte happy de el, pentru că e mult mai ușor. Și așa îmi pică părul destul de mult și e scurtuț, dar părul meu crește foarte repede. Și da, în cazul în care v-ați întrebat dacă m-am tuns sau nu. Oysters show the oyster squirts out minerals that stick to the scratchy bit. Minerals create a smooth pearl inside the oyster. Am știut. Ai știut asta? Sau cred că știut. Da? Ok, hai să mergem. Eu! Iachi! I-am văzut în ăștia. Și i-am mâncat. Eu te-am pus noi! Wow, ce fain ai făcut! Da? Dar nu te auzi ce spui tu. Ca să nu picăm? Da, de acolo. Aha. Asta mi se pare că e mai mare decât asta. Ce se pare? Sunt la fel amândouă. Păi să-ți iei cartea cu tine? Da.
Ce are pasărea acolo? Eu, ce are, un pește? Da. Ce e la vultur? Ba da, îmi plac, dar n-am știut ce are. Mama, mama, poți dai un hug la tata? Dar vi-a fost dor de mama? Vi-a fost dor de mama? La cine a fost cel mai dor de mama? Mie. No. Ba. Mie mi-a fost. Nu, mie. Cine? Mie a fost dor de tine. Mie mi-a fost în fel de reposant. Da. Mi-a fost dor de mama. Am plecat spre parc cu pui și ne-am gândit să mergem la un alt parc care este un pic mai departe de noi, dar este mai mare. A fost anul trecut acolo, am și făcut un vlog data anul trecut. N-am fost anul ăsta deloc acolo. Și vedem, vrem să mergem să vedem ce schimbări s-au mai făcut în acea zonă, pentru că tot parcul se remodela în perioada aceea. Și vrem să vedem ce mai este nou, așa-i? Zion, tu o să faci nani un pic pe mașină? Nu. Nu? Ok. E cam friguț afară? Să mă întreb ceva. Care dintre voi are nevoie să meargă la baie prima oară? Ok. Deci așa vreau să te asiguri în stânga și în dreapta dacă nu vine mașina. Așa că erau bune adidas și acum. Hai repede. Așa, it's ok. Se pare că s-au schimbat lucrurile, e foarte frumos parcul ăsta, trebuie să vin aici mai des. Foarte multe familii vin aici și mănâncă, fac picnic. Ce e acolo? Se urcă cineva sus? Da. Vrei și tu? Nu! Okay, ce este aici prima dată? Uite ce frumos! Anul trecut când am fost aici, plaja aceasta a fost închisă. Tocmai din cauza că se lucra, se pare că au schimbat și nisipul, nu știu, parcă e... Uite că aici este o zonă unde copii se joacă la nisip. Ja, așa trebuie să plătești și nu mi-au luat portofelul. Gan? Mai mergi o dată? Ce? Nu se gata. Hai că venim înapoi. Hai la baie și venim înapoi. S-a făcut un pic amrece afară. Uitați-vă ce nori. Nu mai bate soarele. Dar mai stăm puțin pentru că copiii au fan. Ce zonă faină, așa e? Se bagă aici nisip. Se bagă nisip. Da, și trebuie să mergem. Așa, venim aici la parc. Să ne jucăm la nisip. Da, trebuie să mergem. Părinții stau aici pe bancă. Copiii se joacă. Acolo în spatele meu sunt băile construite nou, de anul acesta sau anul trecut, cred că l-au construit. Dar s-a făcut foarte frumos. Zona asta a fost pustie, pur și simplu pustie. N-a fost nimic aici construit. Și acum s-au făcut toate frumusețile astea. Parcul de copii, băile.
Și după cum vedeți în partea aceea, nu știu că se vede bine, partea aia încă e sălbăticie. Nu știu cum să văd, cum să vă arăt, partea aia e sălbăticie. Pomi și iarbă. Și măcar zona asta s-a făcut mai frumoasă aici. Ești ok? O mers prea repede? Ai amețit? Oh my goodness! Mama! Da! Mama! Mama! Da! Oh! Ai grijă, Zion? Zion? Josh, uite la mama! Ai grijă, Zion? În drumul spre casă, ne-am oprit un pic la McDonald's ca să luăm niște cartofi prăjiți și un cheeseburger și două cheeseburgers, unul mie și unul la Joshua. Zion a dorit hot chocolate și nu a băut-o pentru că e prea fierbinte și acum se luptă cu somnul. E 6:30 și sper să pot să-l țin treaz până ajungem acasă ca să nu mi-adoarmă pe mașină și să-mi strice planurile pe seara asta. Dacă mai poți să stai jumătate de oră, Zion, treaz sau 20 de minute, ar fi super. Ce zici, reușești? Nu reușești! Mă scuzați, mătura. Este ora 8 și suntem acum în bucătărie. Și hai înapoi, Zion! Hai aici, hai să mai papi. Hai să papi. Avem aici o măsuță mică. Și am pus la Zion să mănânce niște, un fel de orez, se numește orzo. Zion? Îi dau să mănânce la Zion. Să stau așa să mai vedeți mătura care arată urât. Îi dau să mănânce la Zion. I-am făcut baie la copii. Și eu sunt cam plouată, în sensul că simt că mă îmbolnăvesc. Nu știu de ce. Sunt așa obosită, mă dor picioarele, spatele. Tu ce faci? Ți se pare funny? Ce ți se pare funny? Nu, nu, nu! Nu, nu-i voie să vrei șapa pe mami, Zion! E frumos să vrei șapa pe mama? Ia să văd, poți să mănânci? Hai să vadă mama cum mănânci. Nu mai pot de mâncat! Nu mai pot de mâncat? Ești ready for bed? Ok, bea un pic de apă. Ok. Pune apa acolo pe countertop. Am vrut să vă arăt ce a făcut Mircea astăzi. I-am spus că trebuie să facă chestiile alea pe perete și uitați ce frumos arată. Încă nu e gata, mai trebuie să pună acolo. Acolo. No, acolo. Acolo. Mai trebuie să pună chestia la priză. Am făcut și în partea asta, încă nu a terminat. Și o să mai aibă de făcut săptămâna viitoare acolo și în partea cealaltă și o să cam fie gata cu mai niște mici detalii jos la podea. Aici are și chestiile astea. Și îmi place foarte mult cum arată. Mi se pare că schimbă foarte mult în bucătărie. Nu știu, mi se pare că arată mai elegant. Aici avem oala cu porumb, salată pentru dinner. Și aici am făcut orzo, despre care vă spuneam. Cam asta este cina noastră pentru seara asta. Știu că v-am mai spus, dar încerc să mănânc fără carne. Încerc să... Azi am mâncat carne, am mâncat la biserică pizza cu carne. Și încerc să limitez să mănânc măcar o dată pe zi. Pentru că mâncam și de 3 ori pe zi. Mâncam dimineața bacon, mâncam la lunch iară ceva cu carne și uncă, seara iară carne și era prea multe. Și vreau să încep așa încet, încet să o limitez. Cei care sunteți vegetariani, vegetariani sau vegani, scrieți-mi, încurajați-mă, pentru că am nevoie de încurajarea voastră, să știu că se poate, pentru că, sincer, mi se pare imposibil. Nu știu cum o să renunț eu la carne, dar încerc, așa încet, încet.
Este destul de târziu, este aproape 9 seara, 9 jumate și o să închid vlogul acum. Sincer, nu știu ce am filmat. Îmi doresc foarte mult ca vlogurile mele să fie inspiraționale. Nu știu dacă vlogul ăsta a fost inspirațional, eu nu m-am simțit prea bine, dar am vrut să încerc să filmez pentru că nu am filmat de mult. Voi încerca în altă zi din nou. Se pare că îmi pierd și vocea. Încerc să mă tratez cât pot de bine cu medicamentele mele naturiste. Beau și vitamina C. Am băut astăzi foarte mult vitamina C și ieri. Dar nu mă simt prea bine și vreau să închei vlogul pentru că nu mai am ce să filmez. Este târziu, punem copiii în pat și ne culcăm și noi. Aceasta a fost ziua noastră de astăzi. După cum ați văzut, am fost pe la parc, am fost la biserică, am venit acasă, am mâncat. Mâine e duminică, nu știu ce vom face. Probabil că unul dintre noi va merge la biserică, unul va rămâne acasă, facem cu schimbul ca de obicei. Dar, da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru likes. Un lucru care vreau să-l menționez, înainte ca să uit, vreau să-mi dați idee de clipuri, vreau să-mi spuneți ce clipuri vă place să mai vedeți pe canalul meu. Pentru că eu am lista făcută, nu pot să filmez regulat pentru că așa e viața mea. Săptămâna asta care intrăm o să fie ultima săptămână de vacanță, o să terminăm școala pe anul acesta. Dar vreau să-mi spuneți ce clipuri ați vrea să vedeți pe canalul meu. Aștept idei din partea voastră. Pentru că vreau să filmez ce vă place vouă și vreau să fac clipurile care sunt, vreau să fac clipuri care sunt interesante pentru voi. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare încă o dată și ne vedem curând.